Ceartă ca la ușa cortului în plin trafic, un taximetrist ar fi intrat într-un conflict cu două tinere care se întorceau pe jos de la serviciu. Totul a generat într-o bătaie cu țipete și înjurături. Conflictul s-a produs în seara de 28 mai pe strada Calea Basarabiei din Capitale. Despre caz ne-a relatat una dintre tinerele implicate care a expediat la adresa redacției noastre și imagini de la fața locului. În secvența video se vede o tânără în fața unei mașini blocându-i calea. Cea care ne-a trimis imaginile de la fața locului ne-a relatat că ea împreună cu prietena ei se întorceau de la muncă, de la o spălătorie auto. Când ar fi trecut pe lângă taximetrist, acesta ar fi început să le numească necenzurat și să le înjure. Tinerele ar fi spus că vor chema poliția, ceea ce a și dus la conflict. Tot tânăra ne-a relatat că fata care apare în imagini are 15 ani. La locul conflictului a venit și poliția, iar tânăra care a filmat totul a depus o plângere pe taximetrist. Ofițerul de presă de la Poliția Capitalei, Svetlana Scripnic, ne-a declarat că va reveni ulterior cu reacția asupra cazului. Cu mai multe detalii revenim în ediția următoare.